Credincioșii au mers dis de dimineață la biserică să se roage și să aprindă o lumânare. Au asistat la slujba religioasă și au așteptat să ia apă sfințită. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Potrivit tradiției ortodoxe, aghiasma se bea dimineața timp de 8 zile, înainte de micul dejun, dar și în zilele de post, de sărbători sau la ceas de boală sau de necaz. Cu apa sfințită, oamenii își stropesc în restul anului casele și animalele. Înainte de a servi masa dimineața, gustăm și asta este, așa s-a pomenit din Mostrăoși. Și așa o ducem în continuare și noi. E bună pentru orice, în special pentru sănătate, pentru a lua în fiecare dimineață, înainte de a mânca, de a face, e foarte... Știți că se spune că nu se strică niciodată apa luată în ziua de bobotează. De regulă se pune un fir de busuioc în ea. Aia o menține permanent, așa. Iau și beau, duc la rude, bunici. Știți la ce e bună? Da, pentru vindecarea de boli, pentru mai multe, sănătate, să ne meargă bine. Botezul Domnului sau boboteaza alături de ziua Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului, prăznuit în fiecare an pe 7 ianuarie, marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă și totodată al celor dedicate nașterii lui Iisus Hristos.